Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la fel ca în fiecare marți seară. Iată, trăim momente istorice, trăim momente importante pentru România. A început o campanie electorală foarte importantă, o campanie electorală pentru Parlamentul României. De acum, timp de o lună de zile, în fața dumneavoastră vor veni cei care vă solicită încrederea, cei care vă solicită votul pentru a le conduce destinele, cel puțin următorii 4 ani. Noi ne facem datoria, îi aducem în fața dumneavoastră pe toți cei care fac acest lucru, toți cei care doresc să ajungă în Parlamentul României, să ne reprezinte pe noi pe toți acolo, astfel încât în 11 decembrie dumneavoastră să votați în deplină cunoștință de cauză. Noi vi prezentăm, ei se prezintă la rândul lor, iar dumneavoastră analizați și să sperăm că în număr cât mai mare la vot cu toții pe 11 decembrie vom decide, așa cum ne spune nouă, conștiința, sufletul, cetățenia și așa mai departe, cum doriți dumneavoastră. L-am invitat în această seară pentru a sta de vorbă cu dumneavoastră pe candidatul Partidului Social Democrat la Senatul României, Marius Dunca. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cum spuneam, aceste emisiuni vă aparțin dumneavoastră, candidaților. Sunt emisiuni de prezentare, sunt emisiuni în care dumneavoastră practic puteți dialoga prin intermediul nostru, prin intermediul televiziunii, cu cei care vă vor alege. Eu v-aș întreba, pentru început, franc, de ce vreți să candidați? Primul rând, sunt și președintele organizației județene. Sunteți și președintele organizației județene, așa este. Partidul Social Democrat la nivel de județ s-a reformat, s-a revitalizat, s-a reorganizat și exact ceea ce au cerut cetățenii am încercat eu, în calitate de președinte, să aduc în fața cetățenilor și să prezint oameni care au făcut ceva în societate și ulterior vin și își pun toată imaginea și tot ceea ce au făcut, vin și sprijină politica. Pentru că încrederea în clasa politică, trebuie să vorbim foarte sincer, încrederea în clasa politică, așa în politicieni, este la cel mai scăzut nivel. Nu mai putem veni cu vorbe. Vom face, vom drege. Am reușit să mă întâlnesc cel puțin noi, cu 1000 de oameni săptămânal și mă întâlnesc. Deci, în acest motiv sunt și răgușit și discut. Oamenii așteaptă fapte. Și le-am spus, istoria ne obligă la fapte. Politicianul trebuie să conștientizeze că ești angajatul cetățeanului. Dacă noi nu conștientizăm lucrul acesta, nu o să avem viitor. Țara aceasta nu o să aibă viitor și noi suntem responsabili de viitorul copiilor noștri și de viitorul țării. Să nu uităm. Astăzi comemorăm pe 15 noiembrie, comemorăm 29 de ani de la Revolta Populară. Trebuie să vorbim de respect, de istorie, de oameni care și-au sacrificat viața pentru libertatea acestui popor, pentru granițele acestui popor și pentru libertatea de exprimare. Noi acum unde suntem? De ce candidez? Revin la ideea de bază după care dezbatem. Am fost ministru secretar de stat în guvernul Ponta. Sunt un tânăr de 36 de ani care atunci când a ajuns să dețin o funcție importantă, știam ce trebuie să schimb. Fusesem la 28 de ani director la Protecție Consumatorilor la Brașov. M-am luptat atunci cu acele case de schimb și cu comisionul. Am ajuns vicepreședinte. Când am ajuns la București, m-au întrebat când am ajuns la guvernare, Marius, unde te vezi? Eu am spus, vreau vicepreședinte al autorității, pentru că vin cu experiență din teritoriu și vreau să înțeleg ce înseamnă comunicarea și dintre executiv și legislativ, adică dintre executiv, guvern și legislativ, parlament. Ce înseamnă armonizare, ce înseamnă transpunerea directivelor, este foarte important. Nu mai avem voie, trebuie să respectăm directivele, dar trebuie ancorate, directivele Uniunii Europene trebuie ancorate la realitățile economiei românești, la realitățile și nevoile acestui popor. Practic ați avut o experiență în care ați ieșit pe teren, ați fost cumva ocupându-vă de problemele de protecția consumatorului, exact. Ca un liant între consumatorii, care suntem noi, cetățenii, legile care guvernează acest aspect și cei care și fac. Mediul economic și mediul politic, legislativul. Da. După care am ajuns președintele autorității. Când am ajuns președintele autorității, lucrurile s-au schimbat. Dar veneam cu experiență și a început lupta. Pentru că totul era în ceea ce fac eu. Lupta noastră a românilor cu supermarketurile, cu operatorii financiari bancari, cu băncile, cu toate comisioanele abuzive, cu toate contractele și cu clauzele abuzive, cu supermarketurile și cu produsele care ne intră în țară. Lucrul acesta m-a determinat și, evident, toată susținerea pe care am avut-o în momentul când am fost demis,
demis pe nedrept și s-a văzut ulterior că am fost demis pe nedrept, toată această luptă și sprijinul și dorința de a schimba ceva. Pentru că întotdeauna ne dorim să schimbăm, întotdeauna ne dorim mai bine. Dar cum facem această schimbare? Asta vă întreb și așteptăm de la dumneavoastră și noi și alegătorii probabil un răspuns, pentru că în mare problemele le-ați analizat, sunteți tânăr, știți ce-și dorește un tânăr, știți ce-și doresc oamenii din România de la clasa politică, rămâne să ne răspundem și cum facem acest lucru, cum asigurăm coordonarea dintre, cum ați spus, legislativ, executiv și așa mai departe, companii străine care vin în țară. Nu a ta companiile străine, economic, dar executivul și parlamentul sunt reprezentanții poporului. Trebuie să lupte pentru popor. Nu poți să sprijin o companie străină care îmi dă salariu minim pe economie și merg cu un guvern care îmi susține salariu minim pe economie 600 de lei sau 700 de lei. Când am venit la guvernare, am mărit salariul și ne-am spus, ne-am dus până în 1250 de lei. Toți analiștii ne-au făcut nebun. Dar de ce crește salariul minim pe economie? De unde bani de la bugetul statului? Am redus TVA-ul de la 24% la 20%, TVA la alimente la 9%. Toată lumea ne-a acuzat că e o măsură populistă. Cum facem lucrul acesta? Și uitați-vă, dați-mi voie să vă arăt vă rog, un exemplu, pentru că întotdeauna venim cu cifre, dacă se poate și la cameră, se poate vedea foarte clar ce înseamnă guvern de stânga și ce înseamnă guvern de dreapta. Toate pe creștere economică și acest grafic, este în regulă? Acest grafic nu reprezintă datele vreunei case de sondare ale noastre, ci datele date de institutele internaționale și europene. Tot am avut pe creștere, toate măsurile pe care le-am luat în 2012-2015 au fost pe creștere economică. Trebuie doar să avem curaj și trebuie să luptăm pentru acest popor. Ceea ce se întâmplă acum mă deranjează. Acest guvern care nu reprezintă pe nimeni, nu fac atacuri la persoană, dar nu poți să te opui. Astăzi vreau să vă zic că președintele parcă nu trăiește România. S-au opus eliminării 102 taxe și a bătut joc de români. S-au opus legii conversiei. Tot așa au contestat-o la CCR. Vorbim de mărirea cu 15% salariile la profesori și în sănătate. Ne bate în joc de acest popor. Nu vreau să ne acuze cineva de populism. Nu suntem. Doar ce am promis am făcut. Și avem nevoie de oameni cu viziune. Ceea ce v-am spus, avem un trecut guvernul Ponta. Și o să vă zic mai în timpul acestei emisiuni, o să vă zic mai multe lucruri pe care le-am făcut. Un trecut pe care îl știm, cu măsuri concrete, un prezent, ceea nu ce se întâmplă nimic, și un viitor, un program de guvernare. Mi-aș dori ca această campanie, ca ați menționat dumneavoastră, să fie o campanie a cetățenilor, o campanie electorală pentru oameni. Asta, exact asta vrem. Cum vom face, de ce vom face, cum va arăta România peste 5 ani, peste 10 ani, pentru că nimeni nu a venit să ne spună. De 20 de ani, 26 de ani distrugem această țară. Stop! Este momentul T0, avem nevoie de unitate. Avem nevoie de respect față de istorie, față de părinți, față de bunici. Nu mai avem nevoie să căutăm vinovați. Cu ce mă ajută să știu cine e vinovat? Tot atâta răutate. Uitați-vă ce se întâmplă în țara aceasta. Frații între noi ne certăm, ne ducem repede la avocat. Ne dăm părinții în judecată, ne dăm copiii în judecată. Nu! Stop! A venit momentul când avem nevoie de proiecte. Eu sunt și inginer de profesie și le explic tuturor. Și 4 ani de zile am predat la Universitatea Transilvania. Făceam întâi calcule, ne puneam pe plașetă la proiectare și studiam. Dacă calculele erau greșite, nu ne... În general, nu sunt foarte povestitori, sunt povestitori. Mai acest motiv, așa. Avem program de guvernare pe fiecare domeniu. Domeniul de sănătate, agricultură, pe sănătate, pe tineret, ieșim pe educație. Să vorbim, pentru că oricum vom avea timp și cu siguranță ne vom mai întâlni până la sfârșitul campaniei electorale cu noi aici în studio și cu brașovenii. Spuneați dumneavoastră că trebuie un guvern până la urmă ca să-și asume o răspundere politică, perfect de acord, pentru că altfel probabil lucruri mărețe în România nu se vor întâmpla. Haideți să vedem ce trebuie să aștepte brașovenii de la dumneavoastră în special, pentru că dumneavoastră ați venit în fața lor. Spuneați cum va arăta România peste 5 ani. Eu v-aș întreba cum va arăta Brașovul și știți de la ce plec și am să închei întrebarea. De la faptul că până acum în campanie electorale, probabil cunoașteți dumneavoastră lucrul acesta, veneau candidați și promiteau iluminat pe stradă, asfalt, nu știu în ce cartier,
bănci și așa mai departe. Eu cred că e momentul ca un politician, ca un om care vine în fața Brașovului și spune: vreau să fiu senator, vreau să ajung în Parlament, poate și la guvernare, vreau să fiu ministru pentru altceva decât să vă fac eu ceea ce probabil trebuie să vă facă primarul și așa. Bun, și aici ține de executiv, de primărie, de Consiliul Județean. Toate aceste promisiuni... Vorbeați de proiecte, da. Și toate aceste promisiuni de spital, am dus acolo un buldorzer, am tăiat pamnic, facem spital. Nu mai merg. Facem aeroport, l-am dezbătut de 10.000 de ori și le-am spus colegilor din celelalte partide. Nu vreau să mai discut despre niciun proiect pe care l-au promis ceilalți înaintea noastră. Pe PNL-ul a fost întotdeauna cum cel care a promis. Cum contează cine e vinovat, că deja și omul s-a sătuat. Adune să-l facă cineva. Să-l facă cineva. Dacă face, numai să-l facă. Avem nevoie de unitate și consens politic. Același lucru se întâmplă la Tectron. Am găsit consens politic, s-a luat licența, săptămâna viitoare se rezolvă problema pe calde. Pentru că vorbim de nevoile oamenilor. Noi, în calitate de parlamentari, trebuie să facem legi. Legile, cum mi-am întrebat și întrebăm pe stradă, cum vreți, legi bune? Nu sunt legi bune și nebune. Sunt doar legi corecte și legi care să dea României gloria de altădată și să revenim la normalitate. Românii nu cer altceva decât legi, normalitate. Da. Cer o pensie decentă, pentru că nu poți să bagi mâna în buzunarul pensionarilor și să, pe guvernele anterioare am băgat mâna și am luat de la pensionari. Nu! Pentru că ei au muncit o viață întreagă să aibă acea pensie și au plătit lună de lună și au plătit datoriile și contribuțiile. Așa. Nevoie de o pensie decentă. Punctul de pensie trebuie să crească. Ce se întâmplă? Am crescut pensia? Da, luăm de la bugetul statului. Este datoria noastră să venim cu alte măsuri ca să ducem la bugetul statului. Pensionarul cheltuie mai mult. Iar o măsură care mă deranjează este aceea că ministrul Bănicioi din guvernul Ponta a lăsat un ordin al ministrului prin care în iulie anul acesta trebuiau reduse prețul medicamentelor la 35%. Văd că a blocat și acest lucru. Ținem cu companiile străine aici, pentru că companiile străine dețin industria farmaceutică. Noi am distrus tot. Și de multe ori, pensionarul, pentru că este o categorie vulnerabilă, trebuie să aleagă între medicamente și alimente. Datoria noastră, ca politicieni, să venim cu măsuri corecte spre normalitate. Noi, dacă ajungem la guvernare, Partidul Social Democrat, vă dau un exemplu, de unde aducem bani? Luăm toate companiile de stat pe profit, da. Le unim în Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, și din acești bani investim în energie, din dividende, din profit, din emiterea de obligațiuni. Evident, trebuie conduse cu mână de fier, să fie o transparență totală, cu manager privat, cu contract, cu un consiliu de supraveghere și coordonare. Țări, adică acolo... Vorbim de siguranța națională. Da. Ne ducem în agricultură. Investim în sănătate, în învățământ. Investim unde creăm locuri de muncă. Vă dau un exemplu că, apropo de agricultură, de ce investim în agricultură și un segment în tomate și în carne de porc. În roșii, noi importăm 50.000 de tone de roșii, atenție, și exportăm doar 3.000 de tone. Avem o balanță negativă în jur de 33 de milioane de euro. Păi trebuie să venim cu o măsură pe 8 ani de zile de încurajare a celui care are 1000 de metri pătrați de solarii cu 3000 de euro anual. Și noi, românii, trebuie să înțelegem că trebuie să încurajăm consumul, dar consumul produs la noi în România. Pe carne de porc, 230.000 de tone de carne de porc importăm și exportăm doar 20.000 de tone. Un minus de vreo 350 de milioane de euro. Banii aceștia este. Investim și în fermele de porc. Da? Tot un program de 8 ani, 10.000 de euro pe fiecare fermă care deține peste 200 de capete de porc. Creare pe dezvoltare, atenție, creare locuri de muncă, consumul iese la noi, nu scoatem banii din țară, nu scoatem banii de pe masă de și atunci, ulterior, banii se întorc la bugetul statului. Creare locuri de muncă, mai mult, încurajăm generația tânără până în 35 de ani să lucreze în agricultură. Și vă vorbim și de generația tânără, să nu vă uitați ideea, însă n-aș vrea să închei acest subiect cu agricultura și mă bucur că am auzit, iată, măsuri protecționiste, pentru că până acum și cu siguranță știți acest lucru, pentru că ați lucrat în domeniul protecției consumatorului. Ce se întâmpla? În supermarketuri erau produse venite din afară, care aveau un preț mult mai mic, nu vorbesc de calitate, că nu sunt în măsură să vorbesc de calitate, față de produsele românești. De ce? Pentru că acolo Uniunea Europeană dădea subvenții mult mai mari decât lua la un moment dat un crescător
știu eu, de păsări, un cultivator de cereale sau mai știu eu ce din produsele lactate. Și atunci era foarte greu producătorii români să meargă într-un mediu concurențial, într-un supermarket unde erau și cu 3-4 lei un singur produs. Perfect. De 5 lei mai mic. Ce se întâmplă? Încă o măsură ca să ajung la ceea ce a spus dumneavoastră. Ca să încurajezi fermierul, trebuie să-i dai subvenția la timp. Noi pe guvernarea Ponta am dat subvențiile la timp. Acum nu se dau. Și ce înseamnă? Nu dai subvenția la timp, el este obligat să se împrumute din bancă și cu o dobândă dintre 5 și 10% exact profitul lui. Pentru că el nu vrea să câștige mult, dar vrea subvenția la timp. Și atunci ne propune subvenția în 15 octombrie, în 1 decembrie și 31 martie se închide subvenția. Tot aici încurajăm. Știți că 70% din lână din România se arde? Nu, n-am știut. 70% din lână și din bătaie de joc, este averea statului. Și lână este tot un bun al statului și al poporului român. Vrem să investim în 10 unități, tot pe perioada de 4 ani de zile, în 10 unități de procesare a piei de oaie și de ovine și caprine. Și lână, pentru că eram cândva, aveam un brand de cojoace, de haine de piele. Tot trebuie să încurajăm, pentru că ne-a spus că vin fermierii de dincolo sau vin produsele din Uniunea Europeană în România și vin la un preț mai mic. Ajunge trebuie să înțelegem că noi nu mai suntem într-o piață națională. Suntem într-o piață unică. Ne-am dorit integrarea în Uniunea Europeană. Da, dar să fie aceleași și aceeași legislație. Nu, aceeași legislație. Regulile, măcar. Și aceleași reguli sunt și la ei. Numai că noi nu dăm subvenția la timp. Noi, dacă avem cumva vreun ajutor de stat, ne ducem imediat și ne pârâm, cum era doamna Macovei, ne pârâm la Bruxelles. Ai ajutor de stat. Ne pârâm între noi. Ne-am bătut joc de această țară. Pentru că avem unii oameni care se duc. Și din acest motiv, o strategie pe care avem și tot în programul de guvernare, vrem să venim și cu 10 unități de procesare. Uitați că le am aici, să vedeți că minim 10 unități de procesare, legume, fructe, de depozitare, frigorifice. Tot așa creăm locuri de muncă. Ce se întâmplă? Fermierul nu are capacitatea de a depozita produsele. În primul rând trebuie să ne punem în asociații, în cooperative, să nu ne fie frică de acest cuvânt. Să nu ne fie frică de acest cuvânt. Pentru că trebuie să devenim mai mulți. Facem aceste asta unități de depozitare. Asta a fost român de asociere cam dintotdeauna de după Revoluție. Facem, pentru că dacă suntem mai mulți, fiecare avem o forță. Dacă adunăm această forță, e altă putere de negociere, dar avem nevoie de spații de depozitare. Și când vine supermarketul, nu mai profită de mine pentru că nu am unde să depozitez. Și una e să negociez pentru 5 tone și una e să negociez pentru 500 de tone. Altfel stai și negociezi. Am unitatea de depozitare unde păstrez calitatea și pot să-i asigur supermarketului în fiecare lună calitate și cantitatea dorită. Înțeles. Investiții în agricultură, investiții mărețe, să sperăm să fie și realizabile și să se și realizeze, de ce nu, dacă sunt în binele nostru, spre binele nostru al tuturor. Vorbeați dumneavoastră de tineri. Acum toate partidele și-au cam schimbat garnitura. Ceea ce ați și făcut dumneavoastră, ați ieșit în față cu alți politicieni, cu un alt mod de a face politică, cu niște oameni dinamici, dacă vreți, uitați, v-am în emisiune și pot să spun că sunteți un om dinamic. Și la fel cu un program, toată lumea s-a gândit la tineri și se spunea, domnule, ne pleacă tinerii din țară, noi îi școlim, cheltuim bani cu ei aici, îi școlim, când să rămână, normal că nu pot să stea un medic bun, un inginer bun, pe un salariu, cum ați vorbit de multe ori, salariu minim pe economie, că e 1000 sau 1200 de lei și pleacă dincolo și ce ne facem? Ce ne facem? Bun, trebuie să încurajăm generația tânără, dar nici nu poți la 24 de ani. Dacă mă întrebați, eu spun că e bine să studieze și afară, eu nu am nimic. Da, cum ați spus, suntem o comunitate până la urmă, vorbesc de comunitatea europeană. Fiecare dintre noi, da, noi plătim niște bani la bugetul statului, pe mine școala românească m-a educat, profesorii din România m-au educat, am trăit în spitalele când m-am îmbolnăvit, în spitalele din România, și atunci școala, când m-a crescut pe mine, trebuie undeva să-și întoarcă înapoi, că trebuie să încep și eu să muncesc, să plătesc taxe și impozite, trebuie să devin din ce în ce mai bun în alte cursuri de recalificare, de calificare, master, doctorat, fiecare ce își dorește. Dragostea mergem trece și prin stomac. Dragostea trece prin stomac. Occidentul ne fură repede valorile. Trebuie întotdeauna să ne ducem și în toate țările din Occident și oriunde în lume sunt tineri care pleacă în țară, în afara țării. Doar trebuie să-i asigur ulterior cel care vine cu experiență și cu studiile făcute în alte țări, să pot să-i asigur eu un loc și un trai decent aici în România. Trebuie să venim în sprijinirea tinerilor, dar nu poți la 24 de ani, vă zic că am predat 4 ani la Universitatea Transilvania, da, și întrebam pe tineri, ce vă doriți? Îmi doresc la 24 de ani când am terminat facultatea și secretară, și mașină, și telefon, și laptop. Păi nu poți să ai aceste lucruri, pentru că ce la 50 de ani ce să mai ceară de la viață? Trebuie întâi să învățăm, să avem experiență, să știm să facem ceva în viață
să acumulăm și întotdeauna strategia trebuie să fie ce fac la 35 de ani, ce fac la 45 de ani. Și atunci noi venim, în primul rând, avem o mare problemă în România cu abandonul școlar. Din zona rurală foarte puțin tineri mai promovează spre licee și mai puțin spre facultate. Și atunci trebuie să încurajăm, trebuie să încurajăm familiile care nu își pot permite cu o bursă. Trebuie să continuăm schimbul acesta de parteneriate între școlile și facultățile din alte țări cu ale noastre. Trebuie să venim să încurajăm parteneriate publice între facultăți, între licee, cu universități și operatori economici. Pentru că avem nevoie și de ucenici. Datorită faptului că am avut salariu minim pe economie, au venit companiile străine, au profitat de resursa umană, dar eu nu pot cu salariu minim pe economie și astăzi să trăiesc. Trăiesc o lună, două, după care mă reorientez. Plus, cum este și ne-au plecat specialiștii. Și avem nevoie de specialiști. Avem nevoie să încurajăm. Să nu scoată tine, numai șomeri. De exemplu, cei care sunt licențiați ne propunem un salariu minim până în 2018 de 2500 de lei cu contract cu operatorul economic să-l țină, obligativitatea să-l țină 5 ani de zile și în primii 3 ani să nu plătească taxe și impozite. Și atunci vin în sprijinirea generației tinere, vin start-up-urile, pentru că vreau să vă zic, din 89 din 100 de tineri nu se gândesc să-și facă o societate. Unii pentru că nu au bani și unii pentru că nu au curaj. Și atunci trebuie să venim să-i ajutăm, pentru că stau să înființez un SRL, durează 30 de zile, n-am înnebunit. Un SRL se dureze o zi. Să venim cu programe, pentru că sunt tot felul de fonduri europene care încurajează generația tânără. Dar avem nevoie de instituțiile statului să informeze. Apropo de instituțiile statului, trebuie să înțelegem că instituțiile statului un rol foarte important trebuie cel de prevenție. Și atunci încurajăm și mediul de afaceri dacă nu mai este amendat, nu mai este călărit de instituțiile statului, atunci o să-și permită să mai angajeze mai mulți oameni, pe care, evident, începe dezvoltarea pe orizontală. Și de prevenție și, cum a spus și dumneavoastră, și de informare. Asta vreau să vă întreb, nu știu dacă mai avem timp până la sfârșitul emisiunii, poate într-o altă emisiune, cum veți ține legătura în următorii 4 ani între alegător și dumneavoastră, știind că la noi, până acum, așa cum s-a făcut politică, nu s-a prea ținut acest lucru. Vorbesc aici de la nivelul primăriei, de la nivelul Consiliului Județean, dacă doriți, acele consultări publice. Și din acest motiv, aveți perfectă dreptate, din acest motiv nu s-a făcut nimic în țară. Pentru că au crezut că ei dețin adevărul suprem. Nu. Problemele sunt. Omul știți, problemele le-au cetățenii. De zile? Problemele le-au cetățenii. Dar tot împreună găsim soluțiile de rezolvare legale și optime de rezolvare a problemelor. Nu pot să dețin adevărul suprem. Atâta timp cât a fost președinte al Protecției Consumatorilor, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pe de o parte punea mediul de afaceri, pe de o parte consumatorii. Împreună găseam. Degeaba l-am dat operatorul economic, dar nu știu de problema aceea, nu știu care sunt problemele. Și împreună, printr-o comunicare, colaborare între cetățean, între clasa politică, între mediul de afaceri, între toate instituțiile statului, pentru că și instituții, o parte din instituțiile statului nu mai sunt credibile, trebuie să devină credibile, devin credibile dacă informează cetățenii, dacă sprijină cetățenii, și clasa politică are datoria și obligația să rezolve problemele și să revenim la normalitate. Și să rămână ancorate în realitatea societății. O comunicare românești. Pentru că, vă zic, mă întâlnesc cu foarte mulți cetățeni și mă întâlnesc nu de un an, mă întâlnesc de mulți, foarte mulți ani. Problemele tot împreună le găsim de rezolvare. Asta ei se confruntă cu problemele și ei vin cu idei, păreri, opinii de rezolvarea problemelor. Eu vă mulțumesc mult și pentru prezența la emisiune. Vă mai aștept într-o dată viitoare, pentru că aș vrea să luăm și punctual ce înseamnă până la urmă Partidul Social Democrat, această generație tânără. Dacă mă uit și pe lista dumneavoastră, sunt oameni tineri, parcă ați spus și o limită de vârstă, dar aveți și oameni cu experiență. Nu, avem și oameni pregătiți, doctor Orțan, cu peste 25 de operații, cu doamna experiență. Șefa inspectorului școlar, Ariana Bucur, avem oameni sunt, cu experiență. Sunt oameni. Cum spuneam, vom mai discuta. Succes în campanie. O campanie, așa cum spuneați, bazată pe proiecte, nu pe campanie pentru atacuri cetățeni. Și o campanie campania pentru lor. Cetățeni. Vă mulțumesc România, încă o dată. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă reamintesc că am stat de vorbă cu candidatul Partidului Social Democrat la un fotoliu de senator, Marius Dunca. Dumnealui este și președintele organizației județene a filialei PSD. Pe data viitoare, toate cele bune. Cum spun eu, rămâneți cu ochii pe noi și, de ce nu, rămâneți cu ochii și pe ei. Toate cele bune.